cereți apăsări locale de data 26 februarie 2021, convocată prin dispoziția primarului numărul 34 din 17 februarie 2021. Suntem în prezența majorității Consiliului Local, ceea ce ne duce la faptul că ședința e legal constituită și își poate desfășura lucrurilor astăzi 26 februarie 2021. Mandatul domnului Ciprian Cărăușo expira de 3 luni de zile. Pentru curmeri al ședințelor și pentru a putea avea un președinte de ședințe, vă rugăm să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședințe pentru următoarele 3 luni. Ce se scrie pentru domnul Hangan? Alte propuneri sunt doamna Sorina. Vasile. Vasile Hangaru? Vasile Botezat. Ok. Alte propuneri sunt? Bine, votăm pentru propunerea domnului Hangaru, pentru domnul Trofim. Cine este pentru propunerea asta? Trei, s-a scris. Poate, patru pentru, împotrivă? 7 împotrivă și ce o abține? Doamna Sorina cu domnul Botezat. Cine este pentru propunerea asta? Păneschi 7-4, da? 7 pentru. Și împotrivă? Să vă mulțumim sus. Împotrivă? Împotrivă? Trebuie să am 4 voturi undeva. Domnul Botezat, sunteți președintele Consiliului Local cu următoarele 3 voturi. Vă rugăm să veniți aici. Asta înseamnă că... Ce înseamnă? Februarie, martie, trebuie, adică știți ce înseamnă, da? Când după faci. Că nu aveți voi astea trei să nu fiți digăsit. Să postești. La proiectul de hotărâre și este anexat un dosar în care
Aratul mă rog că s-a făcut de contările. Dacă sunt discuții la proiectul numărul 1, dacă nu se pune la vot, care este pentru, care este contra? Pentru. Bun, pe de proiectul numărul 2. La proiectul numărul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Sturgari pentru anul școlar 2021-2020-2021. O să vedeți în sus, acolo că am făcut o eroare la... la o să chiar la titulatorul. Sus în... În comunitate cu legea educației, expunerea de motive, răspunsă adresa 43-4 școlii gimnaziale, ținând cont de prevederea articolul 4 aliniatul 1 și articolul 4 articolul 7 alinia 4 din ordinul de ministru, având în vedere avizul comisiei de specialitate, la articolul 1 se spune, se stabilește ca reprezentanța Consiliului Local a Comunei Sturgari, un număr de două persoane care se facă parte din Consiliul de Administrație a Școlii Sturgari. La articolul 2, reprezentanți Consiliului Local vor participa la toate ședințele Consiliului de Administrație a Școlii Gimnaziale. Atribuțiile la articolul 3, membrilor Consiliului de Administrație, sunt înscrise în capitolul 4, atribuțiile Consiliului de Administrație, ordinul MEC 4619-2014. Prezidenta hotărârii se aplică în anul școlar 2020-2021. Acum, rolul nostru este ca să desemnați doi consilieri care se face parte din Consiliul de Administrație a Școlii. Spuneți, domnule. Doamna Anica. Toată Sonica. Vreau să vă rog cum este partea Sonica. Doamna Anica. Doamna Anica. Am banii alte propuneri sunt domnul Vasile. Doamna Anica. Da, să scriu aici la Vasile. Doamna Anica. Doamne, alte propuneri sunt? Eu v-aș vrea să... La discuții. Da, la discuții. Da. Doamna, alte propuneri sunt? Nu. Și să pune la vot pentru doamna Pavla Sorina. Care este pentru, care este contra? 1, 2, cât din domnul Vasile? Spuneți numărul la 2, 3, 6. 6? 7. Sau 7? 7. 7. Eu mă votez eu pe mine. Pentru mai să nu mai vă 7 voturi pentru. Împotrivă? Împotrivă. Abținere. Abținere 4, da? Pentru a doua propunere, doamna, domnul Magal, pentru. 4, da? Împotrivă? Sau împotrivă? Abținere? 5 cu 3. Cu 5. Abținere. Pentru propunerea doamnei, doamna Anica. Chirier. Cine este Pedro? Cine este Pedro? 6, da? Mai este mai este? 7. 7. Împotrivă? Împotrivă? Abținere 4, da? Da. Domnul consilier. Ținând cont că eu sunt de 13 ani consilier, la 13 de ani. Mi-aș fi dorit să fac parte din... Că nu mi-e scris pe cuvânt de proiectul ăsta. Mi-aș fi dorit să fac parte din Consiliul de Administrație. Deoarece, domnul secretar, trebuie să vă reamintesc, într-o ședință care nu a fost televizată, eu am fost ales pe anul 2020-2021 membru Consiliul de Administrație al Școlii Sturgari. Unde veniți acum, în februarie, când anul școlar se va termina la 31 august, veniți să cereți un consiliu de reprezentanții în Consiliul de Administrație al Școlii Sturgari. Bun, o să răspund. Răspundi-vă. Datorită pandemiei, datorită începutul anului școlar mai târziu, datorită alegerilor lucrărilor care au avut pe data de 26 septembrie... Nu, domnule secretar, fals. E fals? Deci fals. Consiliul de Administrație al unei școli este o entitate foarte importantă la nivel de... De școala Sturgari.
care are foarte multe atribuții. De exemplu, ne poate spune doamna Anica, fiind membră, cât e mandatul pe doamna Anica membru în Consiliul de Administrație al Școlii Stuvai? Două. Două? În ce ani? Când? Care ani trecuți? Între ani cât și cât? E o întrebare colegialitatei. Până acum am fost membră. Până când? De când până când? În 2016, 4 ani de zi, când se întâmplă. Nu trebuie. Nu trebuie treaba asta cu el, să vă dăm problema asta. Nu avem voie de hotărâri. Poate este din partea școlii. Discutăm proiectul ăsta de hotărâri. Dacă avem alte discuții de altă natură... O secundă, notați așa, vă rog frumos. Bun. Doresc... O secundă. Fă ales să mergem în cursul de administrație. Doresc în felul următor. Serviciul de secretariat să pună o informare privind serviciul secretariat. Nu știu să vorbesc. Dar avem serviciul secretariat. Cum să scriu serviciul secretariat? Serviciul secretariat al școlii. Doresc o informare. Domnule, vă notați acolo. Așa cum spun eu. Doresc bun. Ce doresc? Doresc în felul următor. Ca pe ultimii 5 ani. Ca pe ultimii 5 ani. Așa. Să știu cine a făcut parte din partea Consiliului Local ca și reprezentanți. Cine care a făcut parte. Stampilat cu tot ce înseamnă. Deci, doresc ca pe ultimii 5 ani cine a făcut parte din Consiliul Local al Comunii Strugari, care reprezentanți în Consiliul de Administrație a Școlii Naționale. A Școlii Strugari? Da. Așa. O hârtie oficială. Păi, o să te rog pe doamna director. Nu, doamne, nu chemați. Eu n-am spus să chemați. Eu am spus în felul următor. Trimiteți hârtia, o să vă fac o adresă la școală și școala mi va răspunde la adresa mea. E simplu. Eu n-am nevoie să vină doamna director. Doamna director are alte atribuții de la școală cu elevii, cu... Așa fac. Și e întrebarea la vot pentru proiectul numărul 2 aici. Ce s-au alte discuții? Foarte mult. Eram sigur. Dar pentru treaba asta nu se fie o problemă. Deci, trei genul, dar mai sunt discuții, trei genul pe domnul ăla. Și altceva, domnul secretar. Da, sper să veniți. Da, ceva eu dumneavoastră sper să veniți. Eu asta știu. Dar să spunea că secretar, în general, trebuie să mă răspund la întrebările astea. Am eu vreo obligație? Doamna, domnul secretar. Păi nu mă văd că mă nominalizați pe mine. Sunt eu vinovat și ceva? Eu presupus infracțiune sau... 2020-2021, sper să nu trezim în 2024, oameni buni, avem o adresă din partea școlii, la proiect, pe data din 4 februarie, uitați aici, înregistrată la noi pe 4-a 2-a 2021. Trebuia să fac eu ședință în 1 octombrie sau trebuia să fac ședință în 1 august. Am adresă din partea școlii, 4 februarie 2021. Consiliul Local trebuie să știe, la început de an de învățământ, să desemneze doi membri. Când am avut noi Consiliul Local? Eu știu doar atât. Când 2017 până în 2020 nu mai poți reprezenta nimeni și hotărârea de 2017 era pe 2017 și pe 2018. De atunci n-a mai fost o hotărâre de delegare a membrilor. Și unde ar fi culpa? Unde ar fi greșeala? Ce greșeală se vedea? Nu știu. Dumneavoastră nu v-ați votat, da? Nu am vrea să facem adresă la școală să primiți reprezentanții Consiliului de Administrare. Bun, alte discuții sunt la proiectul ăsta? Dacă vă dăm, doamnă primar, pentru proiectul meu de... La punctul 3 de ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutul de funcție ale aparatului de specialitate ale primarului, Comunei Strugari, județul Bacău. Având în vedere avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, nota de fundamentare 616/2001, expunerea de motive, și în baza dispozitelor în articolul 129 și 196 din Ordonanța de Urgență 57 prin formă de propun la articolul 1, se aprobă organigrama și statul de funcție a aparatului de specialitate a primarului Comunei Strugari, județul Bacău, conform anexei 1 și 2, care fac parte integrantă în această hotărâre. Articolul 2, prezentul proiect de hotărâre, va fi dezbătut supus spre aprobare în ședința publică a Comunei Strugari. Anexa 1, ați văzut-o, ați avut un macro, prezentul organigrama și repartizarea pe compartimente sau servicii și la anexa numărul 2, statul de funcții.
dacă dumneavoastră le-ați adus la mapă și le-ați studiat, dacă sunt discuții. Cu regulamentul? Nu regulamentul. Organigrama. Și aici, dacă ați văzut compartimentele care sunt. Total, dau citire la modificări de intervenție. Și am dat compartimentul serviciului voluntar de urgență față de ceea ce a fost dumneavoastră față de anul trecut și modificări sunt. Funcția contractuală și informativă la anul trecut foarte mult de intervenție. Datorită anului al doilea la microbus școlar s-a completat în compartimentul de serviciu microbus ca un pot de șofer. La punctul 3, schimbare de grad profesional pentru Comănescu, Juscu și Burcu, Ioana Cristina. Ca urmare a noilor modificări, numărul de posturi sunt 27, la demnitate ai două posturi primarului de primar, funcții publice de conducere un post, funcții publice de eficiență, din care 9 fac 6 vacante, funcții contractuale de securitate, din care 8 ocupate, 2 vacante. Să știu ca șeful unitate, ce persoane care, nu, ce posturi care nu sunt ocupate și vacante, avem pe gând să angajați în mandatul 2020-2024. Pentru care e postul, să știu cine din modificările, și ca să știu care este viziunea dumneavoastră, să ca posturile neocupate și până și domnul Arigama Consiliul Local. Pentru că dacă nu am făcut nicio, nu ne-am gândit la nicio organizare de concurs în ocuparea vreunui post, decât în cazul notare, dacă proiectul va fi finanțat în urma evaluărilor privind achiziția de tractor, automat trebuie să-l rezervești cu un muncitor, contractorist. Și în locul, în locul doar acolo, dacă ne organizăm. Celelalte concursuri, dacă vor fi solicitări, eu știu, și dacă Agenția Națională a Funcționarilor Publici va da voie să organizăm concurs pentru anumite posturi publice și în cadrul care se încadrează ca fiind funcționari publici, dar pe când am înțeles că toate posturile sunt blocate și nu vom face alte concursuri. Că cumva, vorba prin popor, că îi se va oferi un loc domnului consilier Ciprian Cărăușu, aici mai produs la primă din. Și vreau să știu dacă aveți de gând să... Domnul... Eu așa am înțeles, prin popor, nu... Domnul Cărăușu, dacă ar trebui, că în popor să vorbesc fel de fel de... Sunt fel de fel de informații. Eu știu că domnul Cărăușu este învățător la... Așa știu și eu, da. Orice... Și apoi... Deci, știa și dumneavoastră? În clădirii cald la școala asta. Dar noi să văd mai greu. Aș vrea să rog pe domnul secretar, el în comunitățile astea pentru organigrama, compartimentul de poliție locală trebuia introdus, nu aici a pus în rând cu viceprimar și cu primarul. Adică căsuța asta trebuia legată de... Ce argumente vă dați dacă dumneavoastră la propunere? Da, mi se pare corect. Vreau să știu argumente și litera legii care vă spune că nu l-am pus bine acolo. Spuneți-mi, cuvintele dumneavoastră, ce argument legal aveți când am pus bine cu organigrama în postul compartimentul poliției locale. Spuneți-mi ca să vă puteți această... Nu vă place dreptunghiul ăla în partea stângă? Nu, îmi place dreptunghiul în partea stângă. Nu are linie care să fie cine este șeful direct asupra poliției. Este primarul, compartimentul poliției locale. Dar, linie. Cum ați legat și aici? Fiecare șef... Deci problema noastră este linia aia orizontală, am înțeles. O să vedeți linia trasată în plan orizontal cu duș negru. O să vedeți. Dacă poți să mai o întrebare. Lucrați aici la compartimentul poliției locale. Așa. Menținerea ordinii publică în imediată apropierea unităților de învățământ publice. Am și eu o problemă. Nu vreau să duce poliția locală la școală. Deloc. Păi, poliția locală acum este controlată de poliția națională.
Păi, vă să scrie că tu o limbă scrie. Nu, stați să vedeți, în perioada asta... Dar trebuie să duc. Sunt probleme pe care să spun. Nu am o propunere, acum... La puțin, deci când este perioada asta de alertă și cum o pot. Trebuie să fac, sunt persoane care sunt în izolație, în carantină, și deocamdată nu mai avem delegare, adică polițistul local este delegat, să fac aceste servicii cu cei de la Poliția Națională. Dar e bine, și cum spuneți, vreau să o sunăm mătării. Să duc o dată pe săptămână, nu, eu propun chestia asta să duc așa, că sunt copii care... Da, prezența omului care au 15-16 ani de zile sunt clasa 6-a și e fiță mare șmecher de acolo așa. Ar trebui, după aia cu poliția, să stăie de vorbă cu ei, măcar o dată de săptămână, cu fiecare clasă, să ducă acolo așa, că vreau ce faci, poți să te duci noi ca părinți să ne apucăm să... N-ai voie să faci. Eu n-am voie, nu? Dar e că la... ca să duc copilul meu să stăie acolo așa, de fiu de un... Nu mă reduzim dar acolo, că nu pot să ies un altceva. Și sunt abuții de bătut și de făcut pe ea de nici. La propunerea dumneavoastră, eu înțeleg în felul următor, că la început fiecărui an școlar, știți foarte bine că se făceau acele vizite în sălul de clasă și un fel de instrucții. Ce am făcut la început oamenii? Nu e că am în fiecare săptămână. Dumneavoastră propuneți acum ca să fie prezența lor, mai des în școală și săptămânal, da? Da. Nu am făcut săptămână. Dacă mai să discutim la proiectul meu de aici, o să punem la voi. Care este pentru și care este contra? Nu mai are domnul. Tot legat de regulamentul ăsta. Dar nu suntem în regulament, suntem vorbind de stat de funcții și organigramă. Nu discutăm de regulament acum. Discutăm statul de funcții și organigramă. Statul de funcții și organigramă. Acolo dacă există ceva. Dacă aveți discuții la organigramă și statul de funcții. Acum? Se spune la vola proiectul numărul 3, care este contra? Pietru? Care este contra? Câte sunt? Dacă se dau cine? 9 Pietru? Pietru, 2 contra. 2 abțineri. 2 abțineri. Cine sunt abțineri? Câte sunt trei contra? Algana, Viorel. Domnul Angamo. Și domnul Angamo Dima. Deci la proiectul numărul 4. Aici, pe că atunci interveniți la proiectul Viorel Mitra, la regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate și a primarului comisiei. Având în vedere expunerea din motive raportului de specialitate, precum și avizul comisiei de specialitate, la articolul 1 se aprobă regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al primarului Comisiei Tugari, conform anexei 1, parte integrată din pentru autorele. La articolul 2, prezentul regulament de organizare și funcționare va fi adus la cunoștință studenților funcționarilor publici și personalului de specialitate. La articolul 2, 3, secretarul Comisiei Tugari va comunica prezenta autorei instituției pentru primarului compartimentului, precum și afișarea de site instituției. Aici doar la articolul 3 o să mă refer, și anume, în partea de regulament, că prin hotărârea 22 de 24 aprilie 2015, Consiliul Local al Comunei Tugari a aprobat statul de funcții de aparatul de specialitate privind structura acestei activități și compartimente astfel. Compartimentul de stare civilă, compartimentul financiar contabil, audit public intern, urbanism și amenajarea teritoriului, compartimentul de poliție locală, compartimentul de cadastru, topografie, registru agricol, compartiment resurse umane, compartiment asistență socială, bibliotecă, compartiment de servicii, serviciu public de gospodărie comunală, serviciu voluntar de urgență, compartiment de servire microbic școlar. Și atât.
Dacă dumneavoastră se aud în față și așa, cred că este nevoie să absolvăm citirea întregului regulament. Dacă sunt discuții de o să rog, domnul secretar, fiind ocupându-se de compartimentul de stare civilă, l-am rugat și ședințele ulterioare, dar doresc o informare privind ultimii 5 ani, privind nașterea pe fiecare sat a tuturor care s-au născut și cei care au decedat. Vreau să știm, vreau să vă dau acum răspunsul că eu o evoluție demografică la nivelul comunistului nu poate face compartimentul de stare civilă și nici secretarul general. Pentru că, din păcate, sau din fericire, eu zic că din fericire, medicina a evoluat, a evoluat și copiii nu s-au născut la studiat. S-au născut la maternități. Iar născuteți la maternități, nașterile nu sunt în evidența comunistului. Dacă doriți o evidență a nașterilor, vă adresați cabinetului de medicină de familie, Fădurariul Constantin. Și vedem demografic exact ce naștere am avut în ultimii 15 ani. Adică dacă vreți să vă spun, eu am avut și 4 excepții, s-au născut 4 copii, 2 din Slaz, 2 acasă. Au fost 4 mame care au născut în Comuna Stugar, din când sunt eu secretar federal al Comunii Stugar, din 2011 până în prezent. Și de ce dar nici aici nu este un indice relevant, pentru că oamenii mor și la noi, mor și la spital. Un indice statistic vă dă, în cazul ăsta, Direcția Județeană de Statistică Bacău. Pentru că decesele survin atât pe raza comunistului, dar cât și în spitale, sau poate fi un deces care se produce. De exemplu, nu m-am spus acolo, dar v-am spus, nu m-am spus în scris. Unde trebuie să la ce trebuie să mă adresez? Institutul Național Statistic, Direcția Județeană de Statistică. Scris, domnul secretar. Acolo veți vedea mortalitatea, natalitatea, secretar, deci eu doresc la dumneavoastră, ceea ce mi-a spus verbal, doresc scris. Deci, dumneavoastră notați-vă, scris. Ilegal chestia asta, că dacă doriți scris, doresc că trebuie să-mi dați ceva scris ca să vă dau scris. În calitate și consilier local, îmi faceți o adresă scrisă și nu vă vedeți acum în urmă. Adică că mereu când mi-a solicitat verbal, v-am pus în fire din masă, dar să vedeți faptul cu dumneavoastră, trebuie la scris să-mi dați scris. Să vedeți faptul că așa trebuie să lucrăm. Deci doriți pe ultimii 5 ani sau pe ultimii 10 ani? Sau din când sunt eu secretar? De când sunt eu secretar? Uite, vă pun aici. De când sunt numit secretar? Ia. Aveți nevoie de numărul de ce, da? Da. Vreți și nume și prenume sau numai ca nume? N-am nevoie. Poate vreți și cauza morții. Dacă mai sunt discuții la proiectul numărul 4, la cauza morții la solidă. Care este prețul? Insuficient. Să nu se supune la vot că proiectul normal. Care este pentru? 11 din 11. Când trecem la diverse. Aș dori totuși să vorbesc cu proiectul numărul 4, pentru că asta cu foarte repede despre el. Este un document fundamental al administrației publice locale, este echilibrarea funcționarului și a personalului contractual. Ați trecut, mă așteptam să puneți întrebări cine este șef, cine răspunde, cine este. Trebuia foarte, foarte important să întrebați lucrurile astea, pentru că când aveți, eu știu, anumite lucruri de spus despre un funcționar și un contractual, dar știu unde să vă adresați. Bine, eu v-aș ruga să citiți cu atenție, așa cum v-am rugat la regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, să citiți cu atenție și regulamentul ăsta de organizare și funcționare al aparatului de specialitate, că sunt cele două elemente fundamentale care ne așează administrația publică din Stugar, pe limita legalității și al profesionalismului omului care își desfășoară activitatea în cadrul instituției. Acolo o să vedeți atribuțiile, acolo o să vedeți unde poate avea impact funcțional sau personalul contractual, acolo veți vedea serviciile publice care sunt generate, veți vedea statul de funcții, vedeți exact ceea ce se lucrează în beneficiul cetățeanului și ca serviciu public pentru cetățean pe raza comunistică. Eu, rugămintea mea este să citesc cu atenție regulamentul ăsta, un rugămintea mea este să citesc cu atenție și regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Acolo veți vedea, însuși veți vedea modul în care consilier local poate să ceară o adresă de la legatul instituției, poate să ceară o informare, poate să ceară absolut orice. Este dreptul dumneavoastră. Numai că trebuie limitele legalității cu cădere asupra legii și să respectăm normele legale în vigoare. Nu, să știți că eu apreciez orice întrebare, dar
Nu avem neapărat relații de superioritate și de inferioritate între noi. Suntem oameni și trebuie să colaborăm. Dar toate lucrurile merită. Că suntem în slujba cetățeanului și trebuie să facem spre binele cetățeanului tot. Eu să știți că am toată disponibilitatea să vă dau toate datele care sunt, le-am în cadrul evidenței mele. Dar vreau cu bun simț, cu respect, așa cum mă respectă pe dumneavoastră, vreau și dumneavoastră să mă respectați pe mine. Mulțumesc. Dacă mai are cineva de spus ceva la diverse, dacă nu, domnul Angaro de Leu. Da. Vă ascultă. Doamnă, legat de lucrările care se fac la apă, la cetățean, face dezastru pe domnul primar. Deci se roagă oamenii să li dea pământul, să poată să intre în curte. Deci, două mașini, una prin alta, nu prea ai unde. Doar pe șantă, așa. Niște balasturi, niște... Să ia pământul ăla pe lumea de acolo, nu. Deci, e foarte urât lucrează. Da, așa e când să... Și nici nu știu dacă respectă adâncimea acolo. Cu... Nu se ultimii 30 de ani, dar asta nu înseamnă că... Acum, ce punem cu piciorul?
Și cred că e normal să fii cu căruța, nu e normal să fii înfundat cu... cu domnul. Nu e înfundat acum, ultima vreme. Da. Sau de anul trecut. Nu, 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 nu. Aici nu e nicio problemă, dacă o fi dat pe mâncă, o să-l punem să-l ia. O să-l întindem mai la mare, să fie o pantă mai mină. Deci... posibil l-o pus acolo cu încuvințarea cu el. V-ați întrebat, v-ați spus la fel? Aș mai avea să mai adresez doamnei consilier Chiriata Anita, dacă poate să-mi spune cam cât, la câte ședințe a Consiliului de Administrație a participat în ultima perioadă. La toate ședințele, dar ce te interesează? Mă interesează ca și consilier local pentru că... Dar nu să mă interesează și mie. E suficient dacă a fost la fiecare ședință. Da, am fost la fiecare ședință. Dacă am numărat doamna Anica, nu știți. Nu, dar ce te interesează? Îi pot dat. Da. Deci, din urmă, domnul Cancan a întrebat. Dacă a fost la ședință. Nu, 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 mai are cineva ceva de spus, domnul... Nu, dar mai iasă de domnul. Da, mai iasă de domnul. Hai de vedere. De ce, domnul? Suntem în timp? Vreau să știu, domnule primar, dacă aveți de gând ca la școlile din Cetățuia și din Natișa să ne pară un pic fața asta, pentru că nu dă bine și pentru că ați fost o rundă de alegeri în care nu mi se pare frumos și din partea mea sunt să afișăm așa cu una slugă în degradare, așa. Deci dacă aveți de gând ca să... Eu am de gând să fac toate lucrările așa cum își face fiecare gospodar în fiecare gospodărie a lui proprie. Dar dumneavoastră aveți cârghia la bugetul local să alocați niște bani pentru conservare, pentru școlile de la Nadeșa și Lugar. Și dacă dumneavoastră propune că o să fie bani alocați acolo, noi facem un remediere de conservare necesară. Da, și tot legat tot dumneavoastră, vecinul meu, nu cu fost consilier local de cetățenia, m-a întrebat dacă se va mai lua pământul care se scoate din șans, care ține de la mine până la, aproape până la Neiu în Angană, care este pus imaginea acolo ca un bine. Da, asta o face ideea, dacă dumneavoastră credeți că e mai bine să-l luăm de acolo ca să vină apa când o fi mai așa? Da, nu e. Plecați de bine până la urmă, dacă nu neapărat doar de acolo, ne-am gândit împreună cu domnul viceprimar să-l întindem efectiv acolo și să-i mai punem niște balasturi de asupra ca să ridicăm puțin. Da, asta e foarte bun. Da. Mulțumesc frumos. Dacă mai are cineva ceva de spus, domnul Angar. La file, nu... Astăzi. Am văzut aici că aveam atâtea datorii la primărie. Ce să nevoia de eu aș propune ca doamna casieră sau... să treacă prin satele astea, îmi pare încât o zi de săptămână. Să-mi ia lupitele. Mă duc la el, nu are posibilități, nu are, dar eu luna asta o leacă, luna celălalt o leacă, nu? Ce vrei? Păi da, așa, cum atât de datorie ei? Sau mai sunt ăștia, vă fiu foarte mulți la ajutor social. Totul. Deci, de ce le dați adeverință în momentul ăsta? Trebuie să dați o adeverință pentru... Păi nu. De ce le dați adeverință? Dacă eu am să bani. Eu dacă nu plătesc impozitul și eu sunt de adeverință, nu le-o dă. Deci nu putem, nu putem. Sau vă mai spun o speță. A fost câțiva ani zile, aveam un diplomat de oameni. Dacă nu era ghițul de acolo, nu era... Stai un moment, mi s-au pus blocare pe contul. Toți au tip de executori și s-au început. Mi s-au blocat contul, sau trebuie să cumpăr o mașină, mă duc să cumpăr. Auzi, nu aveam contul de când aveam un diplomat de oameni. Deci, așa. Iar ăștia văd aici niște sumi colosale. Ne îndem cu cinci. Cei mai mulți din amenzi. Cei mai mulți sunt de la Petricica, văd, și iarăși. Eu iau amenzi. Au mașini, au amenzi și noi suntem... Eu m-am avut o anulat cu amenzi, dar fiindcă am plătit-o, nu m-am niciodată o vreo amenzi de mi plătit. Și eu am plătit-o. Da. Ați văzut că cerut domnul Hangarul Viorel, dar am făcut exemplare la toată lumea. Să citim cum de care și... Nu, 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 n
Problema este felul următor. Noi am făcut un tabel cu toți cei care sunt peste 1000 de lei datori. Vreau să-l vedeți. Noi nu putem să facem public numele persoanei și alte date cu caracter personal. Dumneavoastră le studiați și dumneavoastră puteți să propuneți și măsuri în cadrul legal. Nu poți să-i spui omului că nu-ți dau adeverință pentru un buletin sau pentru a avea, pentru că nu poți să-i faci un obstacol de punctul ăsta de vedere. Dar ceea ce putem face este ca la fiecare persoană de acolo să-i facem un angajament de plată și angajamentul de plată să-i figureze ca și o obligație a lui cum face datoria, adică să-i plătească datorii și impozite. Privitor la faptul că se duce casierul prin localitate, se poate duce doar ca să puneagă informații sau să spună omului, domnule, ai totuși obligația asta să vii să îți plătești taxele și impozitele. Pentru că orice bănuț care se ia de la om trebuie să-i dai chitanța acolo și chitanța nu se poate face decât într-un program. Și un chitanță de mână nu se poate lucra? Nu. Presupune că ei să vezi. Vă spun eu. Eu am înțeles că zici la Bacov, la orașul ăsta, nu îi dau adeverință dacă nu își plătește. Și eu mă la ideea cu Gigi, care am văzut că o mare mașină scrisă prin numele lui, s-a dat. Nu? Da, orice, pentru că așa, dacă vreți să înscrieți o mașină și e înscrisă, vă putem da certificat fiscal. De radiat, nu puteți să radiați fără să vă plătiți datorii. Păi așa-i cadrul legal, n-ai ce să le fac. Eu trăiesc în satul ăsta fără autorizații. Chiar aici văd, și știu sigur că Gigi nu are autorizații la casă. Iar poliția locală te vede că aici specific de nu se educă la cunoștință. Domnul Gigi nu are autorizații la casă, pentru că domnul Gigi și-a cumpărat casa. De la postul CAP. Iar aia nu era acasă, era un magazin. Un atelier. Trebuie să fii cu atenție și terminăm să fie un comun. Da. Dar la ceilalți noi social sunt exceptați de la plata impozitelor, taxelor și amenzilor. Pentru că legiuitorul a gândit că e o parte defavorizată a societății. Chiar ne-am uitat cu atenție. Dar este la creștul să-ți dea o social. Am urmat pentru zi condiționată. Da, prostii face și-i pune amendă. Singura soluție aici este de a notifica, de a face titlul executorii și acolo unde sunt amenzi ar fi o soluție pentru muncă în folosul comunității. Dar, din păcate, la judecătorie trebuie deschise procese de fiecare proces verbal de amendă dat. Unde vedeți acolo că are 100 de milioane, poate să trească 20 din procese verbale sau mai multe. Iar la persoanele care le vedeți acolo, toate au titlul executorii, toate au proprii în bănci, toate au proprii. Dacă s-ar angaja, dacă s-ar ajunge pensionar, asta înseamnă insolvabilitate, că nu au nimic pe numele lor și nu poți să iei nimic, ca să înțelegeți exact. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți orice informații care există, ar fi și ar lucra pe undeva, dar avem la fiecare făcut în copiii. Numai că nu avem cine numa. Asta e problema. Dar, domnul primar, noi suntem fără de nici la activă. Nu las o hotărâri împotriva legii. Sau la puteți găsi soluții. Sau la oamenii decedați, care uitați, nu ne-ai dat exemplu, la iad. Vin copiii, muncești pământul și au roadii, au casa bine mesi, dar asta sunt sigur că sunt taxele care nu-ți plătit la casă, la pământ. Vedeți că aveți acolo unde vedeți penalități sunt impozite, unde nu vedeți penalități sunt amenzi. Mai sunt decedați, care are ce facem? Din copii, decedați, se moștenește și datoria și bunul care ți-a dat părinte. În momentul în care părintele a decedat, părinții au decedat, acolo rămâne frații, spune, băi, eu nu plătesc, că la nu plătesc. Acolo se adună niște datorii și niște penalități, care de penalități câteodată depășesc datoria anuală. Și când se va dezbate vreodată, atunci omul va acceda fără certificat fiscal, nu se poate. Da, dar iar este singur de răspunsuri. Iar el omul armătat, atunci el are datoria. Și are la amenzi. Dar are vreo 17, nu, 20 și ceva are acum. S-a dus în locare. Când
Acolo ca locuiești, de la urmărat, îți va face vreun act, va face mortighe, îți bate. Să nu locuiești de acolo, din casă, de când vine lumea drusoasă. Se face dezbatere succesorală, nu-i pe numele lui a fost odată mașină trecută, pe numele la sora. Ăla e adevărul, ăla e, nu ia. Ca să știți. Acolo sunt cine voștri, sunt neamurile, șamieri. Domnule, noi avem în față, cu sprijinul dumneavoastră și când vine cineva ca să povestească ceva într-un spațiu, le putem spune, băi, cred că ai niște datorie, orice datorie, orice datorie, și în datoria noastră este să facem cunoscut, fiecare dintre cei care sunt acolo au adresă primită acasă, notificată, întrebați pe unul dacă nu are notificare, adică dacă nu i s-a transmis somația de plată. După somația de plată în fiecare an, noi acum am făcut somația de plată, și după somația de plată, urmează titlul executoriu. În momentul în care se află într-o situație în care vor fi cu bănuți sau cu niște bunuri, atunci se va executa. Financiar vor fi. Eu vreau aici să vă reprezentic. Deci eu cred că, domnul primar, obligația dumneavoastră este să la dispoziții și tot ce înseamnă pentru a recupera acești bani, pentru a avea posibilitatea să ne dezvoltăm și noi ca comunitate, mult mai bine decât până acum. Noi ca Consiliu Local, nu putem să, doamna Anica, noi ca Consiliu Local, nu putem să dăm hotărâri din Consiliu să încălcăm legea. Nu. Noi mergem după legile date de Constituția României și vot. Dumneavoastră aveți obligația ca prin Constituția României eu nu voi plătesc impozit. Eu am spus că nu putem noi da ca Consiliul Local să obligăm oamenii. În Constituția României scrie că avem obligații față de stat. Corect. Deci dacă avem față obligații față de stat, înseamnă că la fel și am și o întrebare. Și ce a cerut evidența asta dacă nu putem face nimic? Am cerut informativ. Da. Ca să dezbatem, vedeți, se mai găsește și alături de soluții. Eu cred că oricine, sunt amendamente care pot interpreta, poate face ceva. Există o singură lege, codul fiscal și codul administrativ. Acolo găsim o soluție care să țineți constrânge. Asta e soluția. Știți care era constrângerea și era cea mai bună constrângere din punctul nostru de vedere, dacă se poate numi constrângere. Când nu era pe statul de plată, era una, că se lua luna și fiecare lună îl presai să, dacă pot spune așa, ca să-și plătească. Eu știu, cam un an de zile, cât e domnul impozit? 100 de lei, 150 de lei, deci câte 50 lei lunar, te-ai dus la toată impozitul. Mai dar cel mai nasol e greu acum că dacă nu-ți plătești amenzile, nu poți plăti impozit. Asta e cea mai gravă problemă. Asta e. Asta e cea mai gravă problemă. Până la asta am găsit soluția pe care se face cu un. Dar nu plătești amenzile, să angajezi și să plătești. Și credeți voi că de acolo am angajat. Vreți să vă spun nominal câte angajamente de plată am pe fiecare din mapă. Am făcut, dar ești la subtomul. Nu, 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 nu. Este 100%. Da. 5%. Da, o poți. Deci numai simplu faptul că am primit notificarea acasă, oamenii s-au mobilizat sau nu au plătit. O parte, o parte spun că nu știu, sau au uitat să plătesc. Uite, prezentul anul trecut, mare majoritate. Mare majoritate a străinașilor anul trecut nu s-a plătit impozite. Datorită epidemia asta. Dar acum bine. Aici vedeți că chestiile alea cu invitatul domnul Omotez a modificat problema, dar acolo sunt puții și datorii de anul ăsta. Ai înțeles? Deci om chiar dacă și-o plătește datoria, dar eu acum la data asta calculatorul îmi scoate și datoria pe anul în curs. Da. Acum ai plătit datoria de anul ăsta. Nu, nu, nu. Mă refer la chestia cu islamului. Dacă mai e ceva de discutat, dacă nu, declar ședința încheiată. Mulțumim de participare.
apă.